Bun, salutare! O să încep intro-ul direct cu mine plecând, pentru că m-am grăbit, suntem în plină curățenie și da, am dat peste tot prin casă, nu mai am pe unde să cad. Voi merge la MaxiPad, voi face și haul, voi încerca să și filmez câteva cadre, întotdeauna am probleme cu filmatul cadrelor în Animax și MaxiPad, chit că logic am voie să filmez din câte am întrebat. Dar da, mergem și revenim cu haul și cu un mini-vlog. M-am întors de la MaxiPad, am și câteva chestii să vă arăt de la Animax, așa că să începem haul-ul. Am și un obiect de pe Zooplus, știi că v-am mai recomandat acel site, oricum mai jos în descriere o să vă las link de la tot ce arăt în acest clip. Voi începe cu Zooplus, deoarece de acolo am un singur obiect să vă arăt, deoarece celălalt este deja la Hani în cușcă. Am luat niște plante uscate, acestea sunt. Acestea se dau ca trit și mie îmi place să iau așa puțin cu mâna din pungă și să-mi prăști peste tot prin cușcă ca să-i fac să caute tritul ca în natură, adică să caute el singur bucățelele de plantă uscată. Are 500 de grame și cred că a costat 13 lei, oricum o să vă las de link în descriere. Și tot de pe Zooplus se află deja la Hani în cușcă, am luat acele batoane din plante uscate, le știți, vi le-am mai arătat, v-am mai spus de ele. Dar da, ăla e deja și nu vreau să bag mâna la ea acum. Voi trece la Animax. De la Animax am două chestii. Am semințe de floare soarele. Toată lumea m-a întrebat de unde pot cumpăra semințe pentru hamsteri. În general, cele din supermarketuri și din magazine sunt prăjite și date prin sare. Sarea nu le face deloc bine. Și tot de la Animax am luat de la iMac, se cheamă firma, acest bol. L-am luat pur și simplu ca să le pun trituri din când în când. Când mai vreau să le pun câte un trit, o să iau acest micuț bol și o să pun în el. Iar acum să trecem la MaxiPad. Am reușit să filmez în MaxiPad de data asta. N-am mai avut așa multe probleme cum am avut alte dăți, dar da. Primul și primul lucru, am luat un grass tunnel, un tunel din iarbă. Chiar dacă ar arăta el că e pentru sirian, s-ar putea să fie prea mic pentru un sirian, mai ales unul ceabi, așa că îl voi folosi ori la Titi, ori la Cookie și a costat 18 lei. Sper că se vede acolo. Acesta este. Și da, o să vă las link și de la acesta, abia aștept să îl încerc. Am mai cumpărat viermișori, chit că mai aveam viermișori aceștia. Chit că mai aveam viermișori uscați, m-am gândit că în caz de se închide ceva, eu să fiu pregătită pentru lockdown, să fie bine să nu fie rău. Am luat două mărimi, am luat mărimea mică și mărimea medie, mi se pare. Acestea. Acestea sunt mai mari și acestea sunt cea mai mică mărime. La Wimsys prețul diferă în funcție de mărime. Și ultimul lucru pe care l-am luat era ultimul la raft. Am luat de la Vitapol, Vita Herbal. Aceste legume uscate, imediat citesc și pe spate, arată cam așa, sper că se vede bine acolo la voi, și avem așa, supliment fulgi pentru rozătoare, are fulgi de mazăre, fulgi de porumb, fulgi de fasole și morcov deshidratat. Bun, care e ideea la treaba asta? În general,
fructele și legumele deshidratate au un conținut mai ridicat de zahăr. Din acest lucru, nu recomand să dați la pitici. Eu ăsta l-am luat strict ca treat dat rar pentru sirian. Hamsterii sirieni sunt mai rezistenți decât piticii. Și da, ăsta l-am luat strict pentru honey. Nu uitați să verificați mai jos descrierea pentru că întotdeauna vă las link-uri de la tot. Am făcut și plinul cu mâncare pentru hamsterici, doar că am pus deja în borcan, din câte v-am zis, în borcanele de sticlă se păstrează mai bine mâncarea și nu mai am foliile, dar ca idee ce mâncare folosesc, folosesc peletele de la Wellness, o să pun poză link așa, și Versalaga Nature, deci vi le recomand pe acestea două, găsiți la Animax și MaxiPet. La Animax găsiți peletele Wellness și la MaxiPet Versalaga Nature, mi se pare că am inclus și mini vlog, dar da. Sper că v-a plăcut, le mulțumesc membrilor că îmi sunt aproape, un like, un subscribe și un click pe clopoțel. Ca să fiți notificați de fiecare dată când postez, sper că v-a plăcut vlogul de astăzi și ne revedem curând. Bye!